Momentul acum să aflăm cum va fi vremea astăzi înainte de weekend, dar și în weekend. Iuliana este alături. Iuliana, bună dimineața! Bun găsit! Astăzi o vreme destul de bună, temperatură de până la 12 grade, în schimb ceața ne dă mari bătăi de cap. Începem ziua cu ceață densă în zonele joase, în Oltenia, Muntenia, în Dobrogea, dar și în zona Moldovei. De altfel și în zona sudică a Transilvaniei. Vorbim în această dimineață despre ceață densă și vizibilitate redusă sub 50 de metri. Este de altfel dat de meteorologi și un cod galben de ceață până la ora 9. Astăzi, nebulozitate joasă în zona sudică, până spre amiază, o vreme destul de închisă, iar la amiază, cu puțin noroc, vedem și soarele. Temperatura astăzi de până la 13-14 grade, cel mai cald rămâne în sud-vestul țării. În Muntenia ne așteptăm în această dimineață la condiții de ceață. La amiază meteorologii anunță că va ieși și soarele și ne bucurăm de o vreme cât se poate de bună. În schimb, valorile termice vor fi mai coborâte față de ziua precedentă. 9 grade vor fi în capitală, 9-10 grade în lunga Dunării, pe la Giurgiu și Călăraș. În zona Olteniei, ceva mai rece decât ziua precedentă. Dacă ieri au fost valori termice de până la 16-17 grade, astăzi vor fi 12 grade în termometre. Cel mai bine, pe la Drobeta, Turnu Severin. Ceață în zonele joase, prin Drobeta, Turnu Severin, Craiova, Slatina și vizibilitate redusă. Atenție foarte mare cum șofați. Ne așteptăm la o vreme destul de bună de la amiază și în Banat. În schimb, condiții de ceață și aici. 14 grade vor fi la amiază în Timișoara, 14 grade sunt prognozate și în Reșița. Aici se vor înregistra cam cele mai ridicate valori termice de astăzi. Iar în Lugoj, maxima va fi de 13 grade. În Crișana, astăzi o vreme închisă, cer parțial noros și temperaturi, iată, de până la 12 grade în Arad și Oradea. De altfel și în Maramureș ne așteptăm la o temperatură mai joasă față de zilele precedente și un cer mai mult noros. Astăzi 10-11 grade vor fi prin Satul Mare, cel mult 10 grade în Baia Mare și în Sighetul Marmației. O vreme mult mai frumoasă astăzi în Transilvania, în interiorul arcului carpatic, soare prezent la datorie. Chiar dacă dimineața începe cu ceață în zonele joase, în acest moment, în zona sudică a Transilvaniei, sunt condiții de ceață și vizibilitate redusă sub 50 de metri. În estul Transilvaniei rămâne cam cel mai rece. Pe timpul zilei, 6 grade sunt prognozate la amiază la Miercurea Ciuc. Prin Brașov, Sibiu, 9-10 grade la amiază. Ceață astăzi și în Moldova, dar și în Dobrogea. În schimb, valorile termice vor ajunge până la 10-11 grade. Acestea au fost informațiile despre vreme. Vali, Olivia.